Dacă are reuși, măcar să-l ridicăm alea asta. Capul ăsta, dacă am putea scoate capul sus, o leacă... A cui de vină? Uită-mă până cu ușa. A cui de vină? Nu, un telefon. Cine-o fură canalul? Păi cine l-a furat? Când o fură acolo pe marginea asta, când mergem așa, când a spus, băi, dacă aș fi un neam, un copil, o ceva, o ceva, toată lumea se bucură, știi cum e? Se bucură numai pentru moment, dar după aceea, ferească Dumnezeu ceva. Ai văzut? Uite. Păi te vezi nenorocire? Păi de unde s-au furat? Crezi că vine din oraș să fură cineva canalele? Cum? Crezi că vine din oraș? Din oraș nu fură, frate, din oraș. Tot de aici fură. Dar știi cum e? Eu te mergi pe marginea străzii, pe aici ne-am dus la mormântare, ești tot la fel acolo. Din oraș, tot la fel. Dar dacă s-ar ce un copil de-a tău, asta înseamnă furtul. Te bucuri de moment și după aceea ce se întâmplă? Uite, nenorocire. Chi și ești, nu te găsești, știi ce găsești aici? Șușaua te găsești. Ei, uite, cât stai, uite cât oameni mușcesc pentru norocirea, pentru bucurii de moment. Păi asta zic și eu să-mi te prindă, Costica, acolo ar trebui. Pentru bucurii de moment. M-aș mai băga mai băga mai jos, dacă se mișcă, se... Nu, că dacă se mișcă, se... Nu, te prinde, te prinde. Păi el îi țapă acolo, dacă se scapă de acolo, stai cu minte, scoate puțin. Mai bine eu zic să ieși. Dar cui e calul?